Sătulă de dialogul surzilor cu schimb de replici tragicomic în Parlamentul României la votul amendamentelor, senatorul PNL de Suceava, Dan Cadariu, îi aruncă mănușa senatorului PSD de Suceava, Ioan Stan. Situația din plenul Camerelor Reunite a arătat perfect neputința socialdemocraților suceveni în raport cu cei din Teleorman sau Dolj, susține senatorul liberal, astfel încât propune o dezbatere publică pe problemele județului Suceava. La Bucovina TV, în emisiunea Raportul de seară, senatorul Cadariu i-a propus senatorului PSD Ioan Stan o colaborare constructivă și, de ce nu, îl provoacă chiar la o dezbatere publică pe tema dezvoltării județului Suceava. Eu o să încerc în momentul de față să devin ceva mai constructiv. Cu această ocazie fac un apel public. În ce sens? Către un coleg parlamentar din Senatul României, un senator de Suceava, care este și președinte de organizație județeană, care am înțeles că a mai trecut, poate va mai trece prin emisiunile de la dumneavoastră, și fac un apel public. Îl invit cât mai repede posibil, dacă e posibil săptămâna viitoare, pentru că am văzut pe presă, Curtea Constituțională va lua în discuție contestația președintelui României abia pe data de 6 martie, deci mai avem timp. Îl invit aici eventual la dumneavoastră, într-o dezbatere publică, cu acest tabel, cu amendamentele parlamentarilor PNL de Suceava, să analizăm împreună, obiectiv, în fața tuturor, eventuale corecții ce le-am putea face la aceste amendamente, din punct de vedere a formulării. Da. Și dumnealui, împreună cu ajutorul nostru, noi ne vom convinge toți colegii din Parlament să le modificăm. Și dacă președintele nu va fi mulțumit de răspunsul Curții Constituționale și va, că mai are o armă, a reîntoarce bugetul în Parlament pentru a face modificări pe anumite capitole. Și dacă va avea loc acest pas, noi să fim pregătiți, cei de la Suceava, indiferent de culoarea politică, parlamentar PSD, PNL, ce-o fi noi, cu amendamente foarte bine corectate și măcar jumătate dintre ele să poată fi adoptate cu sprijinul colegului parlamentar și a celorlalți colegi parlamentari din Parlamentul României. Pe această cale am o invitație publică la o colaborare în beneficiul sucevenilor. Haideți să stăm, să analizăm, să corectăm dacă e ceva de corectat, două treimi dintre aceste amendamente pentru asociatul domniei sale din județul Suceava la guvernare, președintele ALDE, au fost în regulă. Pentru că s-a trecut inițiator pe 2-3. Și atunci, dacă mai e ceva de corectat, corectăm. Dacă revine bugetul în Parlament, votăm și facem cu toții ceva bine și bun pentru Suceava. Prezent în emisiune, deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, s-a arătat sceptic cu privire la această întâlnire în spațiul public. Pentru audiența dumneavoastră ar fi foarte bine dacă ați avea o emisiune față în față între senatorul Daniel Cadariu și senatorul Ioan Stan. Eu nu cred că domnul Stan ar accepta. Nu știu, să zic. Dar nu trebuie pentru domnia sa, nu trebuie pentru Cadariu, nu trebuie pentru partid, trebuie pentru suceveni. Să avem o discuție de colaborare de așa manieră încât să găsim soluția. Dar dumneavoastră veți discuta aici în studio, nu? Îl invit cu foarte mare plăcere, evident, dacă și moderatorul va considera un astfel de demers binevenit. E un apel public și vă urez succes, dar nu știu dacă domnul Stan... Credeți că domnul Stan va avea curaj să vină la o discuție bărbătească față-față cu domnul Daniel Cadariu, ca de la senator al Sucevei la senator al Sucevei?